Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face împreună tobă de pui, o rețetă simplă, foarte gustoasă și foarte potrivită pentru sărbătorile de iarnă. Ca ingrediente vom avea nevoie de un pui, 500 de grame de pipote și inim, 7 pulpe de pui inferioare, căței de la o căpățână de usturoi, 20 de grame de gelatină, 2 cepe, 2 morcovi, câteva frunze de dafin, boabe de piper și puțină sare. Pentru început voi găti carnea sub presiune, iar pentru asta voi folosi multicucărul inteligente Fall Cook For Me, pe care îl știți deja. Acesta are în meniu 150 de rețete presetate, pe care le puteți folosi fără nicio problemă, iar pentru rețetele pe care nu le găsiți în meniu, aveți la dispoziție modul manual, pe care îl puteți folosi pentru a găti orice fel de rețete, așa cum voi face și eu astăzi. Aparatul este foarte ușor de folosit și gătește rapid, sănătos și gustos. În plus, aveți la dispoziție și aplicația Cook For Me pe care o puteți descărca și de unde vă puteți inspira pentru noi rețete. În vasul multicucărului Tefal Cook For Me voi pune pentru început pulpele inferioare, a căror piele am eliminat-o. Voi adăuga apoi pipotele și inimile, iar deasupra lor voi pune puiul întreg. Adaug și legumele, adică morcovii și ceapa. Voi condimenta cu sare, cu foi de dafin și voi adăuga și piper boabe. Voi adăuga peste carne aproximativ 1 litru de apă. Nu vreau să adaug mai multă apă pentru că nu am nevoie de mai mult lichid, ci dimpotrivă vreau să obțin o supă cât mai concentrată. Voi închide aparatul, îl voi seta pe modul manual, gătire la presiune înaltă, pentru 30 de minute. Asta pentru că vreau ca puiul să fie foarte bine gătit și pur și simplu să se desfacă de pe os. În acest moment aparatul se preîncălzește, iar când va intra sub presiune, cronometrul se va afișa. Voi deschide aparatul. Carnea arată foarte bine. Acum voi înlătura legumele și voi strecura carnea de zeamă. Voi pune carnea separat, iar supa separat. În continuare, voi hidrata gelatina în puțină apă rece. Fiind vorba de carne de pui, avem nevoie de puțină gelatină în plus, asta pentru a ne asigura că toba va fi bine legată. Las gelatina să se hidrateze. Iar între timp, voi răzui căței de usturoi în 500 de ml de supă pe care am strecurat-o de la carne. În funcție de preferință, puteți adăuga mai mult sau mai puțin usturoi. După ce am răzuit usturoiul, voi pune gelatina hidratată în supa fierbinte. Și voi amesteca până când se va dizolva complet. O voi lăsa acum să stea, cât timp o voi ocupa de carne. În continuare, voi dezosa și voi tăia carnea. Și ca să vedeți cât de bine este gătită, osul este pur și simplu curat, iar carnea este foarte fragedă. O desfac cu mâna fără nicio problemă. După ce am dezosat pulpele inferioare, voi tăia puțin bucățile mai mari, iar pe cele mai mici le voi lăsa așa cum sunt. Voi proceda în același fel și cu puiul întreg, iar organele le voi tăia în bucăți mai mici. La puiul întreg voi înlătura pielea. La final voi tăia și organele. În
într-o tavă de chex sau de cozonac tapetată cu folie de plastic, voi adăuga pentru început carnea. O presez bine. Iar peste carne voi adăuga zeamă. Și nu pun foarte multă, ci cât carnea să fie saturată cu lichid. Când zeama se vede la suprafața cărnii, nu voi mai adăuga lichid și voi pune tava la frigider pentru cel puțin 6 ore, dar cel mai bine peste noapte. Toba de pui a stat peste noapte la frigider, așa că am putut să o scot din tavă și să o feliez. Arată absolut minunat, este și foarte gustoasă pentru că deja am gustat o bucată. După cum vedeți, își păstrează foarte bine forma și are o aromă extraordinară. Această tobă de pui este ușor de făcut, nu conține multe grăsimi și este perfectă pentru sărbători și nu numai. O puteți servi ca întreu sau ca gustare și se potrivește perfect pe masa de Crăciun sau de Revelion. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă. La revedere!